Ministrul interimar al educației, Valer Daniel Breaza, a decis ca prima zi de cursuri din anul școlar 2019-2020 să fie pe data de 9 septembrie. Acest lucru s-a întâmplat în urma solicitării prim-ministrului Viorica Dăncilă de a stabili data începerii noului an școlar prin consultarea tuturor părților implicate. Decizia a fost luată în urma discuțiilor dintre reprezentanții Ministerului Educației și partenerii săi de dialog social. Prin urmare, structura anului școlar cuprinde două semestre. Primul semestru începe pe data de 9 septembrie 2019 și se încheie pe 20 decembrie 2019, iar cel de-al doilea semestru începe pe 13 ianuarie 2020 și se încheie pe 12 iunie 2020. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, seral și frecvență redusă. Anul școlar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a 8-a în data de 5 iunie 2020. Pentru clasele din învățământul liceal, filieră tehnologică, cu excepția claselor mai sus menționate și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.